Alexandra, pentru că știu că ești actriță și eu sunt actor. Am nevoie de tine când o să fac mișcarea asta. O să te rog frumos să spui, nu magi tot, nu te supăra. Nu magi. Te rog, nu, când fac mișcarea asta, ai răbdare. Să vedem smiley, ce mai am prin geantă. Da. Ciudat, un tricou verde. Dar ce-i cu tricou ăsta? Acest tricou verde, opa, poate nu vă spune nimic. Dar în 2009, Andra, am purtat tricoul ăsta când am dat concurs la Teatru Mic. Concurs la care maestru Florin Călinescu m-a picat cu brio. Se pare că lacrimile nu s-au uscat. Dar datorită orelor de terapie, eu am trecut peste. Lăsați, maestre! Mi-ar fi plăcut să lucrez sub bagheta dumneavoastră. Am adus și niște șireturi să ne tragem de ele. Dar poate cu altă ocazie. Nu, magi tot, nu te supăra. Alexandra, nu m-am supărat. Ce-am făcut eu acum se numește Miss Direction. Eu v-am dat impresia că mă supăr, dar eu de fapt m-am uitat pe program că nu știu ce urmează și tot timpul mă încurc. Și nu pot să cred, m-am încurcat, pentru că la începutul momentului vreau să vă spun că pe 1 septembrie o să fie ziua mea de naștere și v-am pregătit un platou cu bomboane, evident platou pe care o să vi-l dau la finalul momentului, nu acum. Dar totuși, eu vin de atâta timp la România au talent și n-am făcut niciodată un număr de magie, așa că Pavel, te rog să te apropii de acea masă neagră pe care se află un pachet de cărți de joc roșu. Ai răbdare, nu pune mâna, lasă-mă să termin ce am de spus. O să te rog frumos să iei pachetul de cărți roșu. Scorți cărțile din el. Așteaptă să termin ce am de spus. Am pregătit moment special, repede 2 ani. Iei pachetul de cărți roșu, scoți cărțile din el, le amesteci. Alegi o carte, te uiți doar tu la ea. Pui cartea în cutia pachetului, închizi cutia, după care lași-o tu pe masă. Dacă nu înțelegi ce am spus și sunt convins că nu înțelegi ce am spus pentru că nici eu nu am fost destul de clar, ai instrucțiunile scrise pe acea foaie albă. Iar acum, cât timp o să facă Pavel asta, o să vă arăt o magie. Mama mea, săraca! Băi, Pavel, tot timpul strigi magiile, mă teamă. Se pare, Pavel, că de când cu pandemia asta ai uitat cum să te porți cu recuzita unui coleg de breasă. Vreau să vă spun că aș vrea să vă arăt un număr de magie care a nebunit-o pe mama când eram copil. Este o onoare că pot să vi-l arăt. Voi folosi, evident, această cutie absolut normală. Te rog tu să faci asta, vezi de treaba ta. Bun, să mergem mai departe. În această cutie absolut normală o să pun o pungă cu rahat turcesc de cea mai bună calitate. Evident, ca orice magie, am nevoie de niște praf magic. Cel mai bun praf magic adus de la prietenii mei din America de Sud. O să te rog frumos, Andra, să-mi spui cuvintele magice și... Magi, tot, nu te supăra. Nu, Andra, nu te duci... Abracadabra. Nu, abracadabra, iartă-mă, nu te duci în magazin și spui, dați-mi o apă plată, abracadabra. Cuvintele magice sunt, te rog frumos și mulțumesc. Pavel, te rog ai ales o carte? Da, am băgat-o. Ai băgat-o în interior? Da. Iar acum, te rog să faci ce a făcut și Gheorghe Hagi, și anume să te retragi. Hai să revenim aici. Evident, te rog frumos, mulțumesc, pognim din degete. Obicei pe care l-am obținut de la diferite evenimente mondene la care am fost cu părinții și cu neamurile. Și doamnelor și domnilor, pentru a mia oară am reușit să fac din rahat bici. Și vă promit că dacă mă calific, în semifinale, voi face rahatul praf. Iar acum să mă întorc spre ce a făcut Pavel, actor celebru în România. Ce urmează să vedeți este ceva foarte rar. Doamnelor și domnilor, următoarea mișcare pe care o voi face, o puteți vedea doar pe liniile tramvaielor 32 și 41. Deși pachetul este pe masă, îl voi scoate din buzunar. Atenție! Nu cred, bă. Vedeți dumneavoastră, ce la începutul momentului, eu am avut o carte aici în buzunar. Cartea pe care a ales-o Pavel este... Iertați-mă! Asta a fost o mică glumiță pe care o fac câteodată când sunt depri sau supi. Iar cartea pe care a ales-o Pavel este... Ești delir. Dacă nu mă înșel, te rog frumos să-mi spui, Pavel, în această cutie se află un 4 de carou. Da! Black.